Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei care vreți să ascultați etalarea de lună plină. Lună plină în leu este singurul lucru care să-mi amintească într-adevăr de zodia leului. Bine, un cadou primit de mult de la cineva în zodia leului. Și e drăguț ca și un marcaj. Poate, sper să mai fac o prezentare specială doar pentru luna aceasta plină. Dar, haideți să vedem etalarea pe care urmează să o fac, ce ar vrea să vă transmit. Am căutat chestii sclipicioase, că vorbim de zodia leului, care, printre multe altele, reprezintă strălucire, aur, grandoare, înseamnă foarte multe, dar tot am căutat așa. Eu nu prea am aur, nu prea am bijuterii de aur, nu a fost să fie. Când am avut, am pierdut, însă am reușit să găsesc ceva așa mai auriu, mai sclipicios. Numărul 1, acest medalion cu simbolul soarelui, numărul 13, și pentru unii dintre voi știți că acest medalion are cele 13 zodii, are față-spate. Așa, alături de acest set de cărți magician. Numărul 2 are Marea Preoteasă, Eternal Visions, un set de cărți aurit. Vedeți? Vedeți? Îl știți unii dintre voi. Îl știți, ia uite. Să vedem. Apropo de sclipici. Da? Și o brățărică aurie. Aurie. Cred că e argint aurit. Nu e aur. Dar cred că e un soi de argint aurit. N-am brățară din aur. Da, o să vă mirați că n-am bijuterii de aur. Cred că un singur inel și o pereche de cerceia. A, doi. Mi-am dus aminte. Așa, și ca să nu fie doar brățărica, am zis să fie ceva totuși mai plin, am simțit nevoia să pun acest, iar superbă, superbă, superbă și piatra aceasta, ochiul de tigru, care reprezintă plexul solar, apropo de soare, de plexul solar, energie, încredere, curaj și așa mai departe. Și apoi numărul 3, acesta este un talisman, nu vă spun ce este înăuntru, că nu-i cazul să știți, e un talisman protector, tot așa o chestie aurie. Da, îl mai por și cu aceste de cărți, After Tarot, știți de ce am simțit nevoia? Deci magicianul, Marea Preoteasă și cei doi am văzut ca magicianul și Marea Preoteasă împreună. Așa am simțit eu la un moment dat. Avem ametist pentru soare în, bine, tot timpul, soare în vărsător, dar avem și lună în leu. Și leuțul acesta care ne este asistent. Ne este asistent. Da? Sper că v-ați ales. O să fac așa, din aceste de cărți, o să iau, nu știu, vedem. Ori vin ele, ori iau eu două, trei, rămâne de văzut cum stabilesc acolo. Deci a stabilit 1, 2 și 3. O să aflăm ce lăsați în urmă, ce lăsăm în urmă, ce lăsați în urmă și din setul pe care îl vedeți, de ce ne bucurăm, ce reușim să, ce realizăm, ce reușim, ce realizăm, pur și simplu, reușim. Hai să vedem cei care ați ales numărul 1, acest soare. 13, știți că e numărul morții. În tarot, moarte și renaștere. Renașteți, vă revigorați. Poate că aveți într-adevăr marcaj puternic în zodia leului. Și când zic marcaj, nu înseamnă musai zodia leului, că eu nu sunt zodia leului, dar am ascendent, da? Alții poate aveți lună, alții poate aveți Venus, alții poate aveți Marte, Jupiter, chiar și Saturn, o autoritate, da? Nodul Nord în leu, ceva, da? Transformați. Și în funcție de casă, acolo vă transformați și renașteți. Ați ales și aceste de cărți care ține de manifestare. Nu uitam că în spate aveți 13 zodii. Și piatra aceasta verde care simbolizează a cincea ceacră, inima, tot reprezentativă pentru zodia leului, dar simbolizează și bani. Unii dintre voi ați crescut spiritual, dacă nu urmează să creșteți spiritual. Urmează, mai devreme sau mai târziu, că sunteți în proces de transformare și încheiați un ciclu. Și nu știu ce, tot vreau să zic ceva legat de bani, dar nu mă lasă să spun nimic legat de bani decât de dragoste. Pentru că verde reprezintă dragoste, dragoste față de voi în sensul sănătos.
Iar Hanghelul Rafael, da, vorbind de sănătate, dragoste sănătoasă față de noi, văd un C pentru cineva. Oh, și un inel. Opa, ce înseamnă să mă uit? Nu te mai uita. Un C și un inel. Ce-ar putea să fie acel C? Pentru cineva, C. Ce-ar putea să fie? C. Creator, interesant. Deveniți creatorul vieții voastre, ce frumos ar fi, pentru că unii nu știți. Alții deja știți. Hai să vedem de ce vă eliberați. Apropo de coroană, interesant să opri la asul de spade și un turn. Iar mă bântuie numărul 16. Unii dintre voi un turn înainte, pentru că aceste de cărți este Before Tarot. Aici este Before Tarot și Tarot, da? Tarotul. Tarotul și înainte de Tarot. Asul de spade. E Excalibur încă înfiptă în stâncă și în acest turn, în niște preconcepții, în niște construcții, inclusiv financiare, tradiționale, am zis bine? Da? Familiare, am zis? Familiare, tradiționale, financiare, construcții. Dar sunteți pregătiți să ce mesaj vine, să descoperiți adevărul. E o chestiune legată de semnul de pământ, în mod special mi-atrage atenția stânca. Poate voi trebuie să scoateți adevărul de la cineva cu un arcaș puternic în semn de pământ. Trecând peste ce am zis mai devreme, adevărul dintr-o construcție, dintr-un sistem, turn înseamnă un sistem construit, o familie, un business, ceva ce ați construit sau în care ați trăit mult timp, crezând că acolo e stabilitatea. Dar vedeți, aici este o coroană, aici este o altă coroană. Și nu este sus, este jos, este direct pe pământ. Turnul încă nu s-a dărâmat pentru cineva. Wow, ce simt! În momentul în care voi veți reuși să comunicați cu un anumit personaj sau cineva comunică cu voi, depinde, adevărul care încă nu este spus în totalitate, e spus o parte, doar o parte este spus, se va dărâma turnul. Dar se va dărâma spre binele vostru. Coroana va reveni la fundație și veți începe acea transformare. Dar, hai să vedem. De ce vă eliberați? Numărul 1. O dată. 5 de spade. 7 de monede. Am zis încă o carte? Hai, 3. Casa 5-a, casa 7-a. Casa 5-a creativității, casa 7-a a relațiilor de lungă durată, inclusiv contracte, inclusiv căsătorie eventual. Că și căsătoria e un contract. Ha, 6 de cupe. Interesant ce simt. 7 de monede înseamnă muncă. Muncă, muncă și iar muncă. Muncă asiduă care obosește. Precauție. Determinare. Răbdare. Atenție în felul în care investiți în grădina voastră. Ați lucrat foarte mult cu voi, unii dintre voi. Și nu e vorba musai de lucrare spirituală. Pentru unii poate să fie, dar poate să fie muncă. Pentru stabilitatea financiară, a voastră, eventual a voastră în relație, că e casa șaptea, în relație cu altcineva, părinți, rude, prieteni, prietene de pe termen lung, job, sunt multe relații prin care ne desfășurăm în viață. Acești 7 de monede, ați muncit mult, dar așa muncă de jos vreau să zic. Și tot timpul interesant în față, ați avut conflicte. Tot timpul oamenii au fost, unii dintre ei, poate iar cu marcaj în zodia leului, că văd casa 5-a, dar nu obligatoriu. Tot timpul v-au atacat, au fost nemulțumiți, au comentat ceva. Invidioși, bârfitori, narcisiști.
în fața voastră. În spate ați avut ceva prieteni, dar interesant, poate chiar și niște colaborări, 6-7. Casa a șaptea a contractelor și casa a șasea a muncii de zi cu zi. Vorbim de balanță fecioară ca și case, nu de zodii, da? Deși apare zodia fecioarei, apare gemeni, vărsător, balanță, apare pești, rac, scorpion. Însă, nu vorbesc de zodii, de cineva într-o anumită zodie, cât de vibrații, de energie. Ați avut niște prieteni în preajmă cu care ați fi putut colabora armonios, dar interesant, cei doi nu se văd, este înainte de tarot, da? Înainte de tarot. Nu vă vedeați. Interesant, unul era preocupat de asul său de cupe, de cupa asta, o atitudine oarecum egoistă, dar nu chiar așa ca cei despre care am vorbit. Poate unul începea să se vindece, celălalt încă regreta. Vedeți? 5 și cu 6. Unul în stare de regrete, celălalt în stare de vindecare. Dar puteați să colaborați, dar nu. V-ați orientat mai mult spre zona aceasta în care ați lucrat ca să... Nu știu dacă e vorba de demonstrare, cât. Ca să vă mențineți un anume tip de stabilitate. Dar tot timpul afectată de niște personaje invidioase care comentau tot timpul negativ, care tot timpul sabotau munca voastră într-un fel sau altul. 5 de spade. Da. Eventual unii dintre voi sătui de aceste personaje, oarecum v-ați izolat în grădina, în curtea, în sinea voastră și... Ați început să investiți mai mult la voi, apropo, și de creșterea spirituală și financiară. Ați înțeles că da, trebuie să fiu pe picioarele mele, orice contract ar fi, orice personaj ar fi. Posibil aici, din casa a cincea, să fie foste persoane cu care ați avut relații amoroase, că e casa a cincea, prieteni, oameni din copilărie. Și aici ar fi cineva din trecut, dar nu simt musai că din copilărie, cât dintr-un trecut îndepărtat, o altă viață. Prieten de bună calitate și aici prieten de proastă calitate. La capătul setului de... Ia uite, urmează să vină, dar în momentul în care vă eliberați de această muncă și învățați să manifestați magicianul, veți manifesta vindecarea pe care unul dintre voi deja a început-o, eventual voi vindecându-vă, dacă ceilalți încă sunt în regret, îi ajutați și pe ceilalți să se vindece. Veți ajunge la o stare de independență, de maturitate emoțională și financiară, suficientă cât, da, care vă va proteja inima. Și suficientă cât să învățați și pe ceilalți, apropo de soare, de lună în zodia leului, să-i protejați pe ceilalți și să-i învățați să-și vindece copilul interior. Deci, vă eliberați de niște situații, să zic, îmi vine cuvântul austere. Casa 5-a, a 6-a și a 7-a. 5, 6, 7, da? Poate la un moment dat unii dintre voi ați avut prieteni care jucau casa cincea jocurilor, jucau, creau conflicte și la un moment dat ați fost gata, mă concentrez pe grădina mea, pe creșterea mea, pe finanțele mele și încet, încet ați atras, chiar dacă n-ați văzut, ați atras, ați văzut asul de cupe aici, în 6 de cupe, ați atras. Vă eliberați acest... Aș spune ciclu. Hai să vedem. Opa, iar turnul. Da, ia uite. Un personaj care este la distanță. Foarte, foarte atras de voi. Atras. Un personaj excepțional de atras de voi. Fizic. A început să simtă.
A început să simtă dragoste, dar din cauza distanței încă nu a spus șapte de spade. Și în cauza că nu a spus, s-a... turnul despre care am zis mai devreme, că am vorbit de elementul pământ, am vorbit de fecioară, aici apare capricornul pentru unii dintre voi. Da? Nu obligatoriu, însă e vorba de... un personaj care vă urmărește. Interesant. Care vă urmărește de la distanță și vrea să manifeste. Până acum am manipulat, a rănit, a dezamăgit. Dar acum simt că separarea dintre voi, turnul acesta, din cauza că ei nu au grăit asul de spade, da? Decât jumătate de adevăr. E ca și când ai spune minciuni, da? Nu au grăit decât o parte din adevărul pe care îl au de spus față de voi. Din cauza aceasta s-a produs o separare. Un haos, o dezintegrare a unei relații, de orice natură ar fi. Ia uite, apar trădările în timp ce vorbesc. Ia. De ce vă bucurați acum? Ce realizați? Ia, trei de spade. Manifestați. Transformarea cu cineva se transformă. Eventual voi refuzați oferte dezamăgitoare. Voi vă vindecați de o dezamăgire? Hai, odată. Ia uite, 10 de cupe, urmează. De două ori, de trei ori. Împărăteasa, ați muncit și o să crește spiritual și financiar. O să aveți parte de abundență pe toate planurile. Unii chiar, unele, mai ales unele, ați crescut spiritual energii feminine divine. Ia. Faetonul, șapte de spade, ce am văzut mai devreme și am amestecat în fața voastră. De ce vă bucurați? Regina de bâte. Eliberându-vă de această, să zic, un stil de viață oarecum auster, din cauza conflictelor, cu oarecare... o atitudine introvertită până la un punct, măcar într-un domeniu, s-a manifestat în viața voastră. Vă eliberați. Dacă cineva v-a pus în așteptare din cauza conflictelor, vă eliberați de ei, pentru că v-au dezamăgit. Am zis, v-au pus în așteptare pentru că n-au spus adevărul. Dar interesant, în această perioadă, ce un eveniment neașteptat. Aș spune... dar o să clarific. Ar putea să fie aflarea iar șapte, că 16 înseamnă 6 și cu 1, 7. E chestie legată de această lucrare. Am zis, dacă cineva v-a pus în așteptare din cauza conflictelor, pentru că n-au rostit adevărul, chiar dacă a existat conexiune emoțională între voi, voi vă eliberați. Și atunci, eliberându-vă prin acest turn, această separare, creați spațiu. Creați spațiu pentru manifestarea unei noi situații. Poate să fie job, asul de monede, poate să fie o nouă relație, asul de monede și 10 de cupe. O nouă relație. Interesant că odată liberându-vă, voi vorbim iar de lună în leu. În această perioadă începe să vă crească stima față de voi. Vă dați seama că de fapt sunteți figuri creative, sunteți respectabile, sunteți... cunoașteți foarte multe lucruri pe care nu le spuneți, dar le intuiți. Și cu alte cuvinte, mai pe scurt așa, meritați foarte mult. Da? Eliberându-vă de aceste energii, vă dați seama că meritați foarte mult și cine trebuie să vină? Trebuie să vină cu un cadou,
cu o ofertă pe măsura valorii voastre și a creativității și a strălucirii, da? Nu e doar un as de monede, ori este urmat de 10 de cupe, de fericire, de reușită, de succes. Chiar dacă e profesional, e succes, da? Ia uite, regele de monede, da? Ia, regele și regina. Păi, căsătorie, asul de cupe, sunteți nebuni? Nu știu, nu vreau să vă creez iluzii, dar e posibil. Pentru unii să începeți o relație, am zis că cineva e atras de voi. Aici sunteți voi, atractivi, și persoana respectivă e atrasă de voi. Dar hai să clarificăm. Faetonul. Ah, am zis cu alte cărți. Clarificăm faetonul. Extraordinar. Iar turnul, a treia oară când apare 10 de bâte. Turnul și regele de monede. E un personaj cu faeton, nu, personaj la distanță, peste hotare. Asta înseamnă faeton, peste hotare. Dar acest personaj ia o decizie foarte importantă. Vrea să fie personaj stabil, am văzut și aici. Vrea să fie persoană stabilă, am senzația că în relație cu voi, eu asta văd, în relație cu voi. Această separare dintre voi și, voi știți cine, care nu a spus adevărul, simt nevoia să zic că, nu simt nevoia, simt să zic că îi inspiră să manifeste stabilitate. Pentru că ce nu s-a exprimat până acum va consuma și pe unul și pe celălalt. 10 de bâte. Va consuma. Ia uite. Ați blocat construcția, ați blocat succesul până la un punct dintre voi și cineva. Dar, mai dăm, sper că înțelegeți limbajul. 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Roata norocului. Ha, interesant. Diavolul! Ia uite, asul de spade, asul de monede, exact ce am zis. Acest personaj vrea să lucreze. Măi, mie mi-arată că vrea să lucreze cu voi. Dacă voi vreți să vedeți altceva, vrea să spună adevărul, vrea să ofere un job, o șansă, o colaborare, o relație în care să muncească și să devină personaj stabil. Personajul acela de care, am zis, 10 de bâte poate să fie un personaj foarte atras, care se consumă la distanță, că nu sunteți împreună și de fapt iau de din cauza invidiilor. N-au mers treburile. Acum încercați aceste mesaje să le așezați și în plan profesional, familial, vedeți că nu pot să dau prea multe variante. Însă. Cine minte? Diavolul. Cine fuge? Diavolul. Fuge de dragoste, fuge de adevăr. Și totuși, acest personaj e super, ia uite, arde, 10 de bâte, se consumă, arde în flăcări, se consumă. De dorință. Se va schimba. Dacă au fost minciuni, am văzut asul de spade. Se va schimba energia și se va manifesta adevărul. Dar, hai să mai vedem. Clarificăm turnul. Dacă simt nevoia să mai clarific încă o dată, roata norocului, vedem. Clarificăm turnul. De ce vă veți bucura? Cine a fugit de voi, cine a fugit de implicare în relație, se va întoarce, poate cuvinte, roata norocului. Ca să-mi zis, se va întoarce ca să lucreze, să ofere stabilitate. Ia. Of. Da. De ce s-a dărâmat această relație? Că avem 7-7-7. Da. Am zis 16 înseamnă 7. Din cauza că nu s-a manifestat colaborarea 6, le-am zis 15 înseamnă 6. 6. Cineva n-a vrut să se orienteze către potențialul dintre voi. Unu, deja erați în creștere, poate voi erați în creștere. Și ei încă erau un regrete. Din ce? Din cauza acestor invidioși, acestor băgăcioși în seamă, eu știu, cunoștințe din foști, foste, da? Iubiți, iubite, cunoștințe din copilărie, da? Care au bărfit, care și-au băgat nasul în relație 7, în relația dintre voi, în care voi probabil ați încercat să lucrați. Și când vorbesc de relație, poate să fie și relație profesională și familiară.
Interesant, chakra. Vedeți cum se nevoia să tușesc chakra. A cincea, a comunicării. A lor. Trebuie să se curețe. Da, s-a produs turnul. Pentru că a fost, atracția a fost, dar n-a fost sănătoasă. Renaștere. Ia uite, lumea, un nou capitol. Un nou capitol. Da, a fost aventuros acest personaj. Posibil pentru unii, cu această judecată, să gândiți mai bine. Unii dintre voi vă veți împăca și le veți da șansa să se transforme, alții nu. Dar, hai să mai vedem totuși, roata norocului. Totuși. Roata norocului. Că tot au venit acolo trei cărți. Mai da. Ia uite, șase de cupe iar. Eremitul. Zodia Fecioara pe ore de două ori, da? Marea Preoteasă, pești. Șase de cupe, pești, trag scorpion. Roata norocului. Dacă a fost tăcere din cauza că acest personaj a fugit, a mințit, a furat, să zice că și fură, a furat, să zic, a furat inima cuiva. A încercat să fure. Dar cred că s-a ales cu inima frântă. Separarea se vede, tăcerea a fost între voi, dar în această tăcere, cel care este mai evoluat spiritual, cel care a investit în creșterea și vindecarea sa, Marea Preoteasă eventual, a simțit. A simțit că la un moment dat, cândva, acest personaj va veni să se împace. Șase de cupe înseamnă împăcare. Și am văzut și judecata. Știți că acest personaj este un suflet pereche dintr-o altă viață și, ia uite, vrea să muncească, să spună adevărul și să construiască pas cu pas. Să spună adevărul despre ce? De ce a stat blocat? De ce a avut frică de manifestare? Poate, ia uite, s-a blocat și în această dragoste, dar i-a fost frică de dragoste. E o chestiune care vine, frica aceasta vine din familie. De la mamă, interesant. Dar voi îi vindecați. Clarificăm și diavolul. Ia. Exact 5 de spade. Vedeți sincronicitățile cum sunt la lucru. 5 de spade. Ia. Acest personaj trebuie să aleagă. Am târziat, să zic, evoluția relației de orice natură ar fi din cauza că s-a... Ia uite, am târziat. Spânzuratul. Această dragoste. Păi, foarte spirituală, de altfel. Foarte spirituală. Aici. Suflete perechi, ia uitați. Legătură spirituală nu este orice fel de legătură. Legătură spirituală. Unii dintre voi, unele, în mod special, poate să fie, sunt și bărbați. Să... Posibil și unii bărbați să fie în energia aceasta feminunată. Dar unii dintre voi deja sunteți pe dragoste înaltă, vibrație înaltă. Ei acum descoperă în relație cu voi. Însă a fost ținută în stand-by. Această poveste de dragoste, această, să zic, oportunitate, poate să fie și prietenie, poate să fie și business, chiar dacă a apărut asul de cupe, din cauza, repet, unor invidioși. S-au infiltrat cunoștințele, familia. Da? Și a fost pus la răscruce de vânturi, da? De drumuri. Acest personaj. Dar, repet, vrea să ofere. Regele și regina de monede. Poate nu fi căsătorie, dar, deși apare 10 de cupe, dar e vorba de o relație de succes. O relație de succes. Foc, pământ, apă aveți. Hai să vedem mesaje de la îngeraș. De la îngeraș pentru voi. Ia, exact, șabloane relaționale pentru mine, șabloane, iar 5, 3 și cu 2, 5 și suntem pe 5, da, pe 5 februarie. Relații karmice, astea sunt 5 de spade pe care le-am văzut, da, 7 de monede într-o anumită formă, 7 de spade într-o anumită formă, relații karmice. Dar, ce frumos, am văzut 2 de cupe, Union of Hearts, 2 și cu 8. Manifestați, unul, da? Această întâlnire cu sufletul pereche. Și repet, dacă nu e cu acest personaj, în momentul în care vă eliberați de cei pe care îi considerați prea toxici ca să stea în preajma voastră, vă veți atrage sufletul pereche.
Iubește ceea ce ești sau cine ești. Numărul 8, iar transformare, casa 8-a, Scorpion, o nouă dragoste. Poate să fie o nouă etapă în iubirea dintre voi, în relația dintre voi, sau sunteți fără limită, sau o nouă dragoste. Ce-ar mai fi? Ce-ar mai fi? Hai, încă o cărțulie, am vorbit iar mult. Cât am vorbit? Mesaj? Treceți un pic de această... Și poate nu e aceasta, poate sunt mai multe. Senzații de... Insecuritate? Am zis corect? Poate că n-am zis corect, dar voi ați înțeles ideea. Și este normal, pentru că dacă cineva v-a mințit, să nu vă simțiți în... Interesant, văd marca și în semnul racului pentru unii dintre voi. Să nu vă simțiți convinși că merită să le dați o șansă. Și dacă nu considerați că e cazul să le dați o șansă, o nouă dragoste se va arăta și veți fi cu sufletul vostru pereche. Care e prin preajmă, i-am zis, este prin preajmă. Și fiți deschiși la schimbare. Schimbare, repet, poate să însemne să schimbați personajul sau persoanele cu care intrați în relații sau să schimbați ceva în relație. Apropo de vărsător. Sper că v-a plăcut. Sper că am fost înțeleasă. Ia uite, ia unde a pus cartea? Au fost minciuni. Cineva nu a arătat? Nu a arătat. Dar unii dintre voi ați avut credință. Răbdare. Și cine a avut răbdare, credință și răbdare, poate să manifeste o nouă etapă în relația dintre voi și eu știu cine credeți voi că v-a mințit. Acest personaj are bani, mâine, am văzut 10 de monede. Are bani. Dacă asta contează. Bine, bine să ai bani, într-adevăr, dar din punctul meu de vedere, cred că nu asta este totuși esențial. Acum voi credeți ce vreți. Am cușica, pun setul de cărți deoparte. Și o să vorbesc dintre, scuzați îngrălgia, numărul 2, cei care ați ales brățara și piatra aceasta, ochiul de tigru. Știți ce simt? Simt că... înainte să spun ce vreau să zic, a mai venit brusc o idee. Unii dintre voi trebuie să vă protejați energia, puterea. Trebuie să vă protejați. Învățați, ia mai documentați și voi. Eu v-am mai spus așa de-a lungul timpului una alta. Da, trebuie să vă protejați energia, unii dintre voi. Acum, ce vreau să spun inițial? Unul este glamuros, este strălucitor, concentrat pe, știu, valorile umane acestea strălucitoare. Celălalt este concentrat pe dezvoltarea puterii sale interioare. Total diferiți. Posibil să fie cu acest cerc să fie o lume, să fie distanță între voi, dar cercul înseamnă și final de capitol și început. Cerc este prezent și în 21 și în 0, da? Și în final de capitol și în început de capitol. Oricând puteți să începeți, eu știu, o nouă etapă în relația dintre voi. Valetul de bute. Interesant, acest valet. Știți ce simt? Apropo de cel care lucrează cu plexul său solar și vrea să-și, apropo, să-și protejeze energiile, unul dintre voi, cel care este aici, cel cea, care se simte mai ochi de tigru decât brățar, cum să zic, decât aur. Acesta are o energie veche, ancestrală, foarte puternică, din acest motiv trebuie să o protejeze și celălalt trebuie să călătorească, interesant, dacă e distanță. Celălalt trebuie să călătorească spre el și să-l sau să o onoreze.
Poate că... Am vorbit de plexul solar, aveți pe setul de cărți Marea Preoteasă. Am senzația că unii, cei care lucrați cu plexul vostru solar, sunteți, încerpeți să lucrați și cu creșterea voastră, la creșterea voastră spirituală, să vă dezvoltați abilitățile paranormale, intuiția. Și dacă unii dintre voi practicați astrologia și tarotul, trebuie să vă protejați energia. Clar, știți despre ce zic. Da? Hai să curățăm cărțile. Am zis, vorbim acum despre ce? Ceva. Un departament în viața voastră de care trebuie să vă eliberați în această perioadă. Poate ați început mai de mult și încă mai aveți de lucru, pentru că eliberările se fac mai mult timp. Nu se întâmplă așa un ritual, două, gata, v-ați eliberat. Da? Deci ce trebuie să vă eliberați? Numărul 2. În acest context. Dacă e într-o relație cu un personaj la distanță, voi știți. Pentru că văd două elemente, ar putea să fie două personaje și dacă nu sunt două personaje, repet, protejați-vă energia și nu vă irosiți pe valori materiale trecătoare. O dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Ia uite, diavolul, apropo de valori materiale trecătoare, da? Interesant și brățara tot ca un lanț, da? Valorile acestea materiale trecătoare ne țin în karmă, în matrix. Luna, interesant, doi de monede, deci trebuie să vă eliberați asul de cupe. Aveți central elementul pământ și flancat de elementul apă, lună și asul de cupe. În mod special, fecioară, apoi rac, poate și pești, că pe pești și ori, poate și scorpion. Posibil unii dintre voi, sau unele, unii, aveți de-a face cu un personaj mai tânăr decât voi, foarte sexy cu acest roșu, foarte sexy, dar un pic dezechilibrat emoțional. Nu știe ce să aleagă. Nu știe ce să aleagă. Este între frică și dorința de a iubi. Acest personaj poate sunteți voi. Poate este un personaj cu care aveți de-a face. Repet, aceste valori, posibil să fie distanță între voi. Din cauza distanței să se accentueze frica. Dar tot din cauza distanței, că lumea înseamnă distanță, să crească și dragostea. Și este foarte greu pentru acest personaj să aleagă. Să manifeste ceva cu voi. Am zis, lumea este încheiere de capitol, poate să fie și zero. Odată încheiat un capitol, începeți o nouă etapă. Rămâne de văzut dacă apar mesaje care să aibă legătură cu această situație când o să folosesc setul de cărți. La capătul setului de cărți, împărăteasa. Unii dintre voi creați, împărăteasa, Marea Preoteasă, creați și creați din cauza că sunteți creativi, sunteți sau creative, sunteți mămoase, protectoare. Aveți în jur mulți invidioși. Mulți invidioși. Și trebuie să vă folosiți discernământul. Pe cine lăsați în preajma voastră? Dacă această dragoste creează mai multe conflicte decât potențiale, voi știți că e o dragoste aici. Interesant! Posibil acest personaj, bărbat, femeie, nu știu cine o fi, pentru unii dintre voi,
Dacă nu-i fecioară să fie rac, marcaș puternic în rac, poate și în pești. Dar acest personaj care nu știe ce să aleagă, să fie între dragostea față de voi, pe același loc, sau cum să zic, la același nivel, vedeți, cu aceeași greutate, cântărește și dragostea voastră și influența maternă. Să clarific luna? Hai să clarificăm luna. Hai să mă de. O dată. Două ori. Trei ori. Este frică să renunțe la bani. Ia uitați cum i-are în cap. Este frică și cum toată lumea îl ionorează. Este frică să renunțe la bani, la stabilitate, la relațiile karmice, încă nu știe ce să aleagă. Nici nu știe. Nici nu a înțeles ce e aia să fii într-o relație cu sufletul pereche. Încă se lasă influențat. Poate de cineva cu marcaj în zodia... Apropo de pisicuță în zodia leului, sau... Să sperăm că se schimbă energia. Da, interesant, că vorbim de 5 schimbare. 5 înseamnă și schimbare. Până una alta, voi schimbați energia, pentru că ar fi cazul, dacă acest personaj stă prea mult și se lasă influențat de familie, de relațiile karmice, de relațiile bazate pe bani, inclusiv profesionale, de frici, de o mamă, de o energie feminină prea fixată, poate energia feminină din preajma lor e prea fixată pe material, dacă acest personaj nu poate să aleagă dragostea sau un nou capitol, voi vă eliberați. Voi vă eliberați. Și alegeți voi dragostea, vindecarea și eliberarea de acest personaj. Hai să... Scuzați-mi zgomotul. Parcă a apărut totuși ceva, oare? Ia să vedem, nu mai știu, a apărut ceva? Nu, n-a apărut, a apărut justiția. Nu mai știam. Și turnul iar, și la voi turnul și diavolul, nu se poate așa ceva. Ia, doi de bâte. Personaj stabil, financiar, într-un anume fel, sau foarte, ia uite, pasional, ok, pasional, influențat de terestru. Acest personaj, dacă e la distanță, nu știe ce să aleagă. Doi de bâte, doi de monede. Și în cauza că nu știe, își creează singur frici, obsesii. Dar, repet, cel care își protejează energia, cel care este, de fapt, conectat la intuiția sa, manifestă într-o oarecare măsură marea preoteasă, chiar dacă nu e mare preot, mare preoteasă, da? Manifestă intuiția, acela se eliberează. Poate sunteți voi, vă eliberați turnul. Și vă atrageți dreptate în viață. Că n-aveți nevoie de oameni care nu știu ce să aleagă. Hai să vedem. Numărul 2. De ce vă veți bucura cei care ați ales numărul 2 sau cei care sunteți într-o relație de genul ce am exprimat eu? Și repet, dacă sunteți voi, nu știți ce să alegeți. Vă zic eu, alegeți vindecare, alegeți dragostea. Dacă voi nu știți ce să alegeți, alegeți să vă protejați, să lucrați cu energia voastră. O dată, de două ori, de trei ori. Patru de monede. Țineți, ia uite, patru de monede, patru de bâte. Țineți-vă, apropo de ce am zis, țineți-vă energia. De cupe. Și la voi și la numărul 1 a apărut 7 de spade exact central. Măi, nu se poate. Și valetul de monede. Eu cred că a fost o ofertă de dragoste la un moment dat. Ține de trecut. Pe care posibil unul dintre voi a refuzat-o. Celălalt a intuit că sunt niște lucruri încă confuze. Nu musai minciun. Ceva este în neregulă. Și cel care a refuzat
A știut că ceva în neregulă și a mers către valetul de monede. De asta vă veți bucura de un nou proiect. Vă eliberați de această situație care stă așa, stă pentru că am zis. Iar e în roșu acest personaj, îmbrăcat în roșu, foarte sexy de altfel personajul. Dacă vă caut în această perioadă cu valetul de monede, voi știți. Posibil să vă caute, dar nu obligatoriu. Important este că voi în această perioadă, ca de ce vă bucurați? În primul și în primul rând, faceți prim pași către acest as de cupe, către vindecarea voastră, către un nou proiect. Poate vreți să studiați ceva, să faceți niște cursuri, să faceți bani, să vă concentrați pe lucruri. Să alegeți, apropo, să alegeți odată ceva care vă animă, vă inspiră, vă creează stabilitate. Nu mai vreți minciuni, nu mai vreți oameni care nu se implică, nu mai vreți oameni care nu știu, vine dragostea în viața lor și nu știu ce să facă și... Nu știu, cred că unii dintre voi ați suferit destul. Ați fost puși de-a lungul vieții în triunghiuri amoroase, în colaborări nefructuoase și ați fost trădați și la locul de muncă și în relații și pe unde ați mai fost și vreți să blocați aceste potențiale trădări în prezent și în viitor. Doi de spade blochează. Zece de spade. Exact ce am zis mai devreme, are legătură. Vreți să vă protejați energia. Curățăm cărțile clarificatorii. Unii dintre voi ați fost dezamăgiți de un semn de apă, pești, drac, scorpion, de un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător și ați început în această perioadă ceva nou cu un semn de pământ. Da, nu obligatoriu. În fine, am dat mai multe variante ca să vă alegeți, însă. Hai să vedem. 4 de cupe. Clarificăm 4 de cupe pentru numărul 2. Patru de cupe. Clarificăm 4 de cupe pentru numărul 2. Ia uite, 3 de spade. Ați refuzat dezamăgirea. Unul a refuzat. Nu știu, ați refuzat ceva, ori dragoste și celălalt stă și regretă că n-a fost suficient de convingător, ori aș spune faetonul. Ia uite. Vă eliberați de un personaj care are tendințe toxice. Obsedante. Tace? Tace, regele de spade, nu arată, poate vorbește din când în când, dar diavolul ăsta, da, poate să fie, să aibă tendințe obsedante, obsesive, adicții. Poate să pară rece acest personaj, regele de spade, sobru, dar în spatele acestei aparențe este un personaj oarecum plin de adicții. Vă blocați și vă eliberați cu faetonul, vă eliberați. 7 de spade. Interesant, foarte ciudat. 7 de spade. O să recapitulez când le am pe toate. Ia uite, 5 de cupe, iar 5 de monede, 5 de cupe, acest personaj a venit. Posibil cineva, nu știu de ce simt asta, posibil cineva, 3, înseamnă comunicare. Și neînțelegere. Posibil cineva a comunicat, vai ce te iubesc. Și cam atât, și pe urmă a plecat. Cu 7 de spade, cu 5 de monede, v-a lăsat cu ochii în soare. Vai ce te mai iubesc eu. 4 de cupe iar. Personajul care... Dacă voi ați intuit că acest personaj este imatur, că dacă e mai tânăr, este imatur, posibil voi ați refuzat. Da, bine, mulțumesc că mă iubești, drăguț. Da.
Și-a rămas lucruri. Ia, uite, v-ați 8 de cupe. Vă duceți către claritate mentală, n-aveți nevoie de confuzii. N-aveți nevoie de confuzii. Nu știu, eu simt aici niște tendințe narcisiste. Ale cuiva care vrea să iasă în evidență. Dăm și pe valetul de monede. Sau care a vrut. Valetul de monede, regele de spade. Da, acest personaj vrea să comunice cu voi, se gândește. Dar am văzut diavolul. E obsesie. E obsesie de a comunica. Până acum a tăcut, a meditat, nu știu dacă a meditat, s-a gândit strategii. A făcut strategii cu șapte de spade, cu regele de spade. Varianta A, B și C, în cazul în care îi mai refuzați a doua oară, cum să, așa sau așa. Însă, hai să vorbim și despre voi, că poate regele de spade vă reprezintă și pe voi. Voi vă uitați așa la ei, mai copile sau copilă, copilă, mai băiete, mai fată. Hai să lăsăm minciunile. Neînțelegerile în comunicare, depresiile, problemele relaționale. Hai să le lăsăm și ne concentrăm pe ceva serios, pe o comunicare serioasă, constructivă cu valetul de monede. Dacă nu, mă concentrez eu. Pe un nou proiect care să-mi aducă stabilitate mentală, financiară și să-mi permită să fiu în principiile mele. Care să-mi aducă stabilitate, ia uite, patru de bâte. O relație stabilă, da? Cu care să construiesc. O femeie, un bărbat cu care să construiesc. Nu. Clarificăm trei de spade totuși, ia să ne vedem. Cu alte cuvinte, de ce vă veți bucura în această perioadă cei care ați ales numărul 2? Veți fi în stare să refuzați orice ofertă de împăcare a cuiva care v-a rănit, interesant, ia uite, șapte de cupe. Păi v-a rănit pentru că avea opțiunea acel personaj, a creat confuzii. Da, a zis că vă iubește, dar n-a demonstrat. Nu. Cineva a blocat. Să zic că dragostea, soarele, a blocat. Mergând, eventual, prin aceste opțiuni, șapte de cupe, personaj atrăgător de altfel, foarte sexy, sau atrăgătoare. Deci, această dezamăgire care a fost, a zis și în trecut, se regăsește și în prezent. Și refuzați. Nu vreau iubiri ieftine, nu vreau să mă încurc într-o relație în care știu că tu mai ai pe altă, cel puțin o altă persoană. Nu. Nu. Apropo de dragoste. Deci că mă iubești și pe urmă pleci și blochezi, eu știu, fericirea sau ce putem noi crea, că soarele este creator. Iar patru de cupe apare de două ori în prezent. Refuzați oamenii care fură bani, interesant, sau fură energia, apropo de energie. Da, am zis că e un cerc, e, vedeți, e un cerc și aici în centru e o floare care fură energia verbal, interesant, poate chiar și financiar, dar în primul și în primul rând fură energia. Și știți, am zis, vă furând energia, voi nu mai puteți să faceți bani, de apare 5 de monede, care este cartea problemelor financiare. Nu, nu mai vreți așa ceva. Oameni care vin, pleacă și mi-afectează relația. Poate chiar credința în Dumnezeu. Și mi-afectează
Stabilitatea financiară. Nu. Ia clarificăm regele de spade. Dar e bine. Vă bucurați de mine. Și haideți să vă zic eu, de claritate mentală vă bucurați. Și mintea aceasta clară vă zice, măi, ia să studiez eu ceva, un hobby, să văd din ce mai fac bani, în loc să stau să mă uit în trecut și să stau. Nu, gata. Nu, nema. Intuiția, uite. Intuiția vă spune să o luați de la zero. Ia uite, valetul de monede. Să vă vindecați de cei care sunt defensivi și au creat conflicte, imaturi emoțional, și să mergeți cu personaje cu care puteți crea, cu care puteți construi. Chiar dacă sunt mai tineri, nu? Asta e problema, că sunt mai tineri. Problema este a imaturității, a capacității de a alege. Și asta pentru că se lasă influențat, cineva, repet, s-a lăsat influențat de o mamă foarte fixată pe material sau de energie maternă foarte fixată pe material și nu pe autentic. Care fi cam regele de spade? Care este foarte principial regele de spade, foarte înțelept. Și auster. Posibil în acest moment vă bucurați de un anume tip de austeritate. Eu te 6 de monede. Da. Dacă au fost 5 de monede, probleme financiare, din cauza unei anume dezamăgiri, care, repet, v-a consumat energia, n-ați mai putut să lucrați ca lumea unei dintre voi. Ați fost dezamăgiți. Ia uite cum vine, ce face, vine, pleacă, spune că mă iubește și nu mă iubește, sau spune că vrea relație și pe urmă dispare. Chestii, da? Am văzut parcă și turnul la voi, nu? Vă gândiți cum să vă echilibrați financiar. Și unii dintre voi vreți încă un al doilea job, să încă o... Și e bine, că sunt vremuri grele. Vreți să investiți în ceva? În primul rând, 6 și cu 1, 7 înseamnă să investiți în ceva. Poate pentru asta trebuie să studiați, să faceți niște cursuri. Și unii dintre voi vă gândiți cum să mai aveți un al doilea job. Pentru că știți că trebuie să fiți un pic cu picioarele pe pământ. Da? Și, repet, cineva v-a bruiat emoțional și mental. Poate chiar v-a afecta financiar. Semne de aer, gem în balanță, vărsător de pământ, taur, fecioară, capricorn. Fecioară n-am văzut foarte bine, capricorn și taur. Pești, drac, poate și scorpion. Dar, asta este, ia uite, 5 de cupe. Iar 5 de cupe și aici s-a oprit-o la 5 de cupe și luna, nu? Cuiva i-a fost frică, luna, să inițieze, să aleagă astfel de cupe și astfel de monede, cu care putea să aibă succes. Dar i-a fost frică. Și atunci rămâne să se vindece. Să se vindece. Mai dăm o carte, totuși, de curiozite. Hai. E o italare oarecum așa mai tristuță față de... Parcă totuși numărul 1 avea altă vibrație, dar... Ia uite, 10 de monede. Da. 6 și cu 1, a zis 7, să investiți într-o relație care va duce succes financiar și nu e vorba de fixare pe material. Dacă ați fost dezamăgiți, aveți motive. Ia uite, iar 2 de monede. Eventual, voi vă vindecați de oamenii care aleg materialul, hai să mai zic încă o variantă, că apare steaua. 6 de cupe aici. Dacă au fost oameni care au ales frica, materialul, mai presus de dragoste, de vindecare, de creștere spirituală, de concentrarea pe plexul lor solar și nu pe material, vă vindecați de acești oameni. Dar vindecarea asta, dragii mei, vă face și pe voi un pic mai concreți. Eu asta simt. Nu e vorba doar de alegerile lor, strict materiale, este vorba și de o înțelegere a voastră. Regele de spade a zis claritate mentală. Dar și vă gândiți. Uite, dacă fac studiul respectiv, sau dacă colaborez cu Xulescu, chiar dacă o perioadă
o să trebuiască să fac timp și pentru acest proiect și pentru alt proiect. Simt că 6 și cu 1, 7, cu răbdare, cu răbdare, cu o strategie, știu, bună, management, marketing, whatever, da? Putem să avem succes. Și asta simplu. Pentru că am zis în această prezentare, de ce vă bucurați? Bucurați-vă de claritate mentală și de posibilitatea de a începe ceva. Repet, un curs, comunicarea cu cineva care pe termen lung sau în timp sau cu răbdare, acea comunicare, acea colaborare, valetul de monede, orice ar reprezenta el, ori un personaj, ori un proiect, să vă aducă succes. Stabilitate. Repet, că sunt vremuri grele. Asta simt. Au fost interesant, ați ales setul de cărți cu Marea Preoteasă. Au fost niște secrete, niște confuzii. Se vede? 7 de cupe, confuzii. Mesaje de la îngerași pentru voi. Și cam toată etalarea a fost așa. Mesaje de la îngerași pentru voi. Știți cum e aici personajul ăsta? Te iubesc și pe tine și pe mama. Sau și pe fosta și pe fostul. Vă iubesc pe amândoi la fel. Băi, mă lași cu la fel. Nu există, alege. Nu există așa ceva. Alege. Personaj foarte, cum să zic, aventuros. Creativ, nu-i ce nimeni, acest personaj din trecut, de care trebuie să vă eliberați. Și asul de cupe îl văd ca pe un moment în care începe să vă vindecați, liberându-vă să vă vindecați. Și iar la început e un proces care durează. Și apoi claritatea, vindecarea voastră pas cu pas și protejarea energiei voastre. Da? Pentru că cupele, sau mai bine zis, nu cupele, apa reprezintă energie feminină, cu alte cuvinte, pasivă, care protejează. Ca să începeți ce? Ia uitați. Ceva nou. E o piatră, interesant, și apare valetul de monede, tot elementul piatră-pământ. Cu claritate mentală. Puteți să aveți succes. Eu asta văd. Ca și reușită. Sunt multe mesaje de la îngerași pentru voi. Numărul 2. Ha, mesaje de la îngerași pentru numărul 2. Ah, astea sunt niște cărți mai mari. Vedeți? Nu întâmplător au venit iertarea, dar au venit invers, vedeți? Legătura spirituală neacceptată de cineva. Și care tot așa, din cauza acelei legături spirituale neacceptată, asul de cupe, nu s-a manifestat nici legătura fizică. Cum au venit invers toate? Pentru că cineva nu poate să ierte o situație de asul, nu e asul, e luna. Multe dezamăgiri și confuzii și neînțelegeri vin, în primul rând, de acasă, pentru cineva, luna și patru, casa patra, casa lunii, casa racului și comunicare. Dar, mesaje, iertați. 2 și cu 9, 11. Am văzut justiția încă de la început ca să manifestați echilibru. Iertați, iertați. Da? Și iertându-i, vă atrageți o legătură spirituală. Două, șapte, patru, șapte. Poate asta să însemne ceva. O legătură spirituală care poate să ducă către o legătură fizică. Însă, începe, legătura fizică începe printr-o prietenie. Între un personaj mai imatur și unul matur, care construiește ceva. 4 și cu 7, cât înseamnă? 11? Tot 11? Interesant, tot 11. 11 reprezintă justiția.
Care înseamnă contracte. Interesant, contract. Contract, balanță. Casa 7-a, a relațiilor. 2 și cu 7, 9. Da. Încheiați acest ciclu cu acel personaj și evoluați un pic. Ia asta mi-arată. Ia uite, o nouă dragoste. E un as aici, repet, care apare în primul rând, această nouă dragoste va veni cu cât vă veți vindeca de această situație sau de energie, de o energie a voastră, poate tendința voastră, repet. Dacă voi vă vindecați de această tendință, veți atrage o nouă dragoste, veți atrage oameni maturi, oameni cu care puteți construi și care vă susțin financiar, dar nu în sensul că vai vă dau bani de cheltuială, nu așa, măi, cu care lucrați, munciți. Că sunt unii care se duc în anumite relații, da, știți, doar ca să se bucure de avantaje, nu. Sfat. Sfătulesc pentru numărul 2. Sfătulesc pentru numărul 2. Ia uite, astea. Reflectați un pic la prioritățile voastre și gândiți, apropo de regele de spade, reflectați, gândiți, da? Asul de spade în jos. Gândiți, reflectați, gemeni, ce e aici, vărsător, asta e vibrație.